Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu jocul GTA Vice City Stories. Ne bine, prieteni, haideți să ne punem pe treabă și să vedem ce putem face în acest episod. Planul meu principal ar fi să câștig niște bănuți, dar pentru asta trebuie să facem diverse misiuni. Și cred că pentru moment vom face un mic popas la noul nostru amic, Umberto Robina, și să vedem ce ne oferă și el. Acum, sincer, nu știu ce ne oferă, dar vom vedea. Probabil l-ați mai auzit numele Umberto Robina din alte jocuri și zic că este un personaj destul de interesant, pe care vom ajunge să-l cunoaștem chiar acum. Hey, you Umberto? Did somebody order a stripper? Excuse me? Because I like my bitches a bit less balding. What? Are you a comedian, friend? No. I'm a man, just like you. Uh-huh. Umberto Rubina. You must be Vance. Yeah, that's right. So you heard about Marty? Yeah, I heard about that dumb punk. Came to an unfortunate end, huh? Bitch fight. I like that, huh? Two bitches going at it hot and sweaty. Bang, bang, bang. Yeah, whatever you're into, man. Hey, I'm into men. Men proving themselves. Oh, yeah. Sounds fun. Look, you worked for Marty for years. So in between men, can I rely on you? Sure, puppy. If you can prove to me you got some balls. I've got a package waiting for collections downtown. Go get it for me if you can. I'm not your delivery man, friend. Until I know you got some balls and some juice in them, there'll be no alliance between us. Juan will go with you. He'll tell me if you've got something down there. Ok, păi în cazul ăsta, cel mai probabil va trebui să ne mega grăbim, pentru că toată chestia asta este un soi de cursă pe care, într-un fel sau altul, va trebui să încercăm să o câștigăm. Nu știu dacă o să ne iasă, dar vom vedea. Opa, așa, deja am depășit o mașină, dar nu știu dacă vom ajunge acolo la timp. Hai să vedem. Mai repede de atât, eu nu pot să merg. În fine, eu teoretic aș putea dacă aș avea o mașină mai bună. Dar nu am o mașină mai bună. Deci suntem limitați la viteza asta. Și observați, încerc să mă strecor cum pot și eu. Să vedem, o să încetinim aici. Și ia să vedem. Putem să-l blocăm pe ăsta? Sper să putem. Ok, da. Ia să vedem. Bun, da. Hai să luăm o motocicletă. Poate ar fi o idee bunicică. Și acum să fugim. Cred că o să fac următoarea treabă. O să mă duc direct la Umberto și o să-l las pe amicul nostru. Nu de alta, dar lucrurile nu arată foarte bine pentru noi. Nu doar că ne urmăresc mafioții, dar ne mai urmărește și poliția. Și hai să zicem că de poliție mai scap cum scap, dar de mafioții aia... O, vai doamne, mai ales singur, e cam nașpa. Băiatul ăla îmi pariu că o să se descurce singur el. Până la urmă nu pe el caută poliția. Oh, shit. Fuginuțule.
Așa. Trebuie să bag motocicleta aici. Asta în primul rând. Ok, da. Și acum hai să fugim. Oh, shit. Asta nu-i bine deloc. Avem aici o dubiță. Și o să iau dubița. Dubiță care deja a rămas fără o roată. Și care merge ridicol de încet. Ia să vedem, fac aici o mică oprire. Perfect. Am luat ambulanța. Și am plecat. Măi, partea bună cu ambulanța este că e o mașină greoaie. Și se controlează cât de cât decent, chiar și cu roțile sparte. Zic cât de cât pentru că, după cât observați, cam merg numai aiurea. Dar măcar sunt în viață. Asta este partea bună. Ok, da. Hai că aproape am ajuns. Gracias, Meg. I kiss you. Woohoo, not today. Ok, prieten, da. Hai că am ajuns cât de cât ok. Tovarășul nostru, nu am nici cea mai vagă idee ce s-a întâmplat cu el, dar sincer, nici că mă interesează. E treaba lui. Sper să se descurce. Între timp, hai să fur o motocicletă și să mai facem niște misiuni. Să vedem oare câți bani putem câștiga în acest episod. Chiar sunt curios. Păi, în prima fază, poate ar fi o idee interesantă să mergem la fratele nostru Vance, Lance Vance, și probabil și numele ăsta vă sună cunoscut, pentru că, ei bine, probabil l-ați văzut în alte jocuri. Deci, din nou, un nume cunoscut și un personaj familiar al seriei. Ok. Să merg pe roată. Sau poate mai bine nu mai merg pe roată. Nu e cea mai bună idee. Ia, hai să-mi iau eu motocicleta înapoi. Și să ne vedem mai departe de treaba noastră. Bun, deci, cum ziceam, haideți să mergem la fratele nostru. Mă întreb, ce naibii de idei tâmpite mai are și el? A, da, și dacă tot suntem aici... Oh, shit. Da, sunt pe cale să mor. Nu e idee bună. Nu pot să merg așa cu viețile la mai puțin de un sfert. Deci hai să ne oprim aici la Ammunition și să vedem care-i treaba. Putem oare să cumpărăm ceva? Un pistol, un scorpion, un micro SMG. Ok, interesant. Ok, vestă. O, da. Am nevoie de vestă și mai am nevoie și de un micro SMG. Perfect. Hai că deocamdată suntem bine, dar tot vom avea nevoie de vieți la un moment dat. Și norocul face să fim în apropierea unui spital. Deci o să luăm vieți chiar de aici. Bun. Și acum, ghiciți ce? Vom merge la fratele nostru. Să vedem el ce face. Nu de alta, dar probabil ați reținut din episoadele anterioare că el stă aici la hotel pe banii noștri. I am Lance Vance, baby. You can trust me. Lance T. Vance, a T for truck. Great. Yeah, love. I love you, man. No, not in a funny way. Aight, ciao. What was that? Nothing.
Didn't sound like nothing. Vic, look at me. It was nothing. And you look at me. What was that about? You thank me. Like I haven't heard that before. What have you done? I found a way in. Two kids, broken home, no education, no father. What? And rich as shit. It's the American dream, baby. People look, with good look, medical treatment. We are not kids. We're young at heart. Listen, look, I met a big player, and we'll get big money for doing absolutely nothing. This better not be drugs. We won't be touching no drugs, man. Come on. You know, I'm your brother. You can trust me. So who is this player? My man's name is Forbes. He's gonna call us at the burger bar any minute now. So let's get down there, pronto. Oh, vai, doamne. Ăsta suna un plan de-a dreptul cretin. Păi bine. Hai că am ajuns. Și acum ce facem? So merchandise is hidden in the car's side panels. Ah, yeah. No problem. Okay, we're gonna pick up Forbes's car. That's it? No drugs? Some player. Man, give me a break. There's no winning with you. Oh, shit. You gotta be kidding me. Okay, nobody move. Come on. Hands where I can see him. Do it. I said nobody fucking move. Okay, nu prea am timp de vrăjeala asta. Deci... Hop, așa. Stați, mă. Hai să vedem. Perfect, da. Am împușcat și pe cineva, dar văd că a supraviețuit. Și... cam gata. Hai să zicem că am scăpat. That's just typical. They think we did it? This is bullshit. Ok, da. Hai să fugim în zigzag, în speranța că nu se ne împuște nimeni. Hashtag Doamne ajută. Și uitați aici o motocicletă pe care o vom și lua. Bun. Și de aici să vedem cum naibii o să supraviețuim noi pe două roți. Mai ales în traficul din jocul ăsta. Care e absolut haotic. Nu știu dacă v-am mai spus treaba asta, dar este groaznic. Orice ar fi, hai să vedem. Avem aici două steluțe. De care cred că aș putea să scap foarte ușor. Dar nu o să fac treaba asta. Nu de alta, dar vreau să economisesc bani. Și dacă mă duc la Paint and Spray, ghiciți ce? Trebuie să plătesc. Și nu vreau să plătesc. Așa că o să fac tot posibilul să evit, știu eu, să cheltui fiecare bănuț pe care l-am. Vreau să-l investesc și vreau să-l investesc în chestii mișto, nu neapărat în, știu eu, scăpat de poliție. Nu e pe lista de chestii pe care vreau să le fac. Deci ia să vedem. O, putem să sărim pe acolo. Era o rampă. Dar nu m-am prins la timp că era o rampă, deci am evitat chestia aia. Nu e panică. Hai să ne îndreptăm rapid de tot către obiectivul nostru. Și ca să vedeți. Ne-a lovit poliția. De ce nu mă miră treaba asta? Opa, așa. Cum facem? Ceva de genul ăsta vom face. Trebuie să-mi iau puțin avânt, sau în fine, măcar să pot să abordez și eu scara aia într-un mod cât mai de Doamne ajută. Și ia, uitați-ne. Hai că am urcat chiar super ușor. Asta pentru că am avut și eu oarecare strategie. Oarecare. Bun. Hai să întoarcem.
Și să mai facem saltul ăsta încă o dată. Perfect. Acum hai să vedem cum ne aruncăm de aici. Și cum îi împușcăm pe amărâții ăștia. Bun. Ne-a spart nemernicul roata din față. Ce nenorocit. Deci mega nenorocit. Cât de jegos să fii. Bun. Hai că am făcut rost de mașină. Și acum hai să ne grăbim. Are și alarmă, nu-mi spune. Asta trebuie mie acum. Come on. Let's get the car out of here. I don't get it. How is stealing one dumb car gonna make us rich? I've got everything covered, man. Great driving, Vic. But it's best that I take it from here. Hey, hey, what are you doing? Forbes doesn't know you, man. He wouldn't trust you. See you later, baby. Let's, you asshole. Ok, prieten. Găsesc și eu o mașină pe aici? Pă dracu, nu găsesc nimic. Genial. Absolut genial. Să ne uităm. Păi logic că nu găsesc nimic pe aici, pentru că nu e o arteră populată, să zicem. Suntem într-o zonă fucking industrială. Ce naibii putem face noi pe aici? Absolut nimic. Păi bine, hai să vedem. O, da. Un Sanchez. Super tare. Păi, am eu o idee. Și anume, hai să mai facem o misiune. De adevărat, s-ar putea să nu ne aducă foarte mulți bani, dar măcar să o facem. Să stau cu sufletul în păcat că am făcut cât de multe misiuni am putut. Deci, hai să ne oprim chiar aici. Ia uitați. Vic, Welfare said I was a bad mother. Their man said he was going to take Mary Beth off me unless I put out for him. But I'll show him. I've got a couple of guys to take care of him. What? Killing him is going to make things worse. When's this happening? Well, kind of right now. Did I do wrong? How was I to know better? Hop, așa. Bun. Hai să fugim. Și să vedem cum putem să-l salvăm pe amărâtul ăla. Partea bună este că avem o armă super mișto, care, teoretic, ar trebui să ne scape de belele. Partea proastă, în schimb, este că nu avem armură. Deci, hai să vedem cum ne vom descurca. Somebody help! Oh, vai, doamne. Call that in your report. Leave Louise Williams alone, pal, or you and I are gonna become close friends. Ok. Bun. Hai că misiunea asta a fost chiar super ușoară. Deci, știți ce? Am zis că o să mai fac probabil o misiune, dar cred că o să mă mai întind puțin. Am de gând să mai fac încă o misiune. De ce nu? Dacă tot sunt aici, hai să vedem ce mai putem face. Ideea este că vreau să-mi iau o armură. Op, așa. Așa, exact cum vă spuneam, vreau să-mi iau armură și să mai refac viețile. Deci o să o luăm chiar în ordinea asta. Mai întâi viețile, pentru că sunt mai importante. Și abia apoi armura. Ia să vedem.
Op, așa. Imediat. Aici e ammunition și de aici vom lua armura. Bun. Unde e armura? Ei bine, aici e armura. Perfect. Acum, hai să îmi caut motocicleta pe care o aud, dar nu o vedeam. Și să mergem la următoarea misiune. Care, sincer, habar nu am unde naibii poate să fie. Aici, aparent. Ok, asta e puțin ciudat. Of course, you can't kid a kidder. Hey, Vic! Hey. Yo, bro, so, what's up? Vic, you want to hear about a little plan that is going to make us three very rich? Very rich. Mm-hmm. So what's the risk? Well, let me put it like this. You will not be handling any drugs. All I need you to do is keep the cops busy while Lance and I steal some merch off the scum who brought it into this country. The drugs are already here, so we ain't drug trafficking. Exactly. You're just a decoy. All you gotta do is make the police think you're carrying. They can't arrest you for that. No, but they can shoot me. Oh. Don't be ridiculous. Yeah, come on, man. Come on. Vic, you'll be fine. Rich and fine. All right, let's do it. Yeah, let's pop. Ok, tare mie că asta nu e o idee bună. Deci mă jur. Nu suna a fi o idee bună. Absolut deloc. Dar în fine. Până la urmă, trebuie să o facem și pe asta, indiferent că e o idee bună sau nu. Doamne, da. Lance Vance este efectiv cel mai prost frate din lume. La modul nici nu-l duce capul, dar nici nu e un frate bun. Jesus. Stresant, dar ce pot eu să fac? Și vine tot felul cu idei de-astea. Cum să câștigi bani rapid? Ei bine, nu poți să câștigi bani rapid, chiar trebuie să muncești pentru ei. Ok, da. Bun. Acum hai să mergem la depozit, aparent. Unde o fi și depozitul ăla, nu știu. Dar hai să vedem. Poate cu puțin noroc o să ajungem acolo într-o bucată. Deși la cât de încet merge dubița asta, șansele sunt să ajungem acolo vii și nevătămați. Chestie pe care nu pot spune când conduc alte mașini. Sau poate nici în mașina asta nu suntem siguri. Bun. Hai foarte încet spre destinație. Teribil de încet. La modul deja m-am plictisit de încet. Și încă n-am ajuns. Știu. Este cumplit. O soartă cumplită. Nu știu ce am făcut să merit asta. Dar cineva trebuie să conducă și cea mai înceată dubiță din lume. Am ajuns? Nu cred că am ajuns. Unde n-ai bine să fie locul ăla? Aici oare? O, da. This is gonna be the decoy van. Come on, Vic, you drive. This van's the wrong color, Forbes. Relax. It's nothing a little paint can't fix. This van is good to Van Gogh. Yeah, funny. Vic, take the decoy and lead the cops away from here. We'll let you know when we're home free. Okay. Asta o să fie interesant. Măcar dubițele sunt același model? Da, măcar atât. Bun. Și hai să conducem în direcția asta. Opa, așa.
Hop, așa, oh, shit. Au venit feds după mine. Ok. Asta nu-i distractiv. Bun. Aici ajungem unde trebuie. Evident că nu ajungem unde trebuie. Tot timpul fac greșeala asta. Să caut eu o scurtătură care, ei bine, nu există. De cele mai multe ori, chiar nu există. Păi bine. O să fugim de poliție. Și hai să vedem. Măi, zic că până acum suntem ok. Cred că și fratele nostru stupid o să fie ok. Și o să terminăm misiunea asta cu succes. Hashtag Doamne ajută. Asta e evident dacă nu mă distrug polițiștii. Chestie care este destul de probabilă. Nu de alta, dar am 3 steluțe. Și în jocul ăsta 3 steluțe e ceva. Ați observat și voi, vin feds după noi. Deci, vă dați seama. Trecor și-o pe aici. Și hai să vedem. Hai că în continuare suntem bine. Ne întoarcem frumos și ne învârtim pe aici. Și da, ce altceva putem să facem? Poate să ne pictisim. Putem face treaba asta. Asta e cert. Să nu-mi distrugă dubița. Nu vreau să se întâmple treaba asta. Perfect. Hai să acum să revopsim dubița. Dar nu știu că observați, dar strada asta este plină, dar plină ochi de polițiști. Nu ai bine să ne strecurăm noi pe aici. Hai încă puțin. Hai că se poate. Și gata. Am vopsit dubița. Perfect. Eu zic că am făcut o super treabă și am câștigat niște bani, nu glumă. Dar cred că în acest moment ar fi cazul să luăm și noi o mică pauză. Ce părere aveți voi de treaba asta? Chiar misiunile astea m-au mega stresat și m-am cam săturat de ele. Deci aș vrea să mă odihnesc. Așa că hai să ne oprim acasă. Și în primul și în primul rând să ne schimbăm. Trebuie să recunosc, hainele astea sunt super mișto, dar cred că ne trebuie ceva mai, știu eu, relaxat. Puțin mai casual. Și acestea fiind spuse, dragi prieteni, noi o să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând. O zi excelentă vă doresc, la revedere!